התחלת בית שהוכיח פתיחה את השם לא חדיך כותם או סובייקט פואלת אינטרחן זיקר אינך נעים תבגורה בגורה חמרתך בנטוטו חמר קליח דכתול דה דרנגה דכתול דה דרנגה תריך לכם תרקית No estoy que para ti es fuerte de dar reque con que aquí va en el tiempo, no estoy que conviene. Si déjame la nuita, pues si voy el botón de like, baja, sostiene el canal, pero que la última vez me no pueda más votar actividad de canal. Este canal me ve mod, así que deja tu like. Hay que extinguir si no hay o miedo de visual que la clipo está que puede sostiene el aborto. Déjeme hasta que se discute sobre un subject fuerte e importante para que el interior care voy a jugar fuerte muy pestim care gente de YouTube care face trei dulce y mai departe fiind o persoană destul de care petrece destul de mult timp la calculator îmi pierd să zic 70 la 100 din timpul de la calculator pe Facebook. Unde, apropo, dacă n-aș făcut-o, aș da like pagini de Facebook Kio și un follow pe Instagram asta enorm. Bun, și ce observ eu pe Facebook în grupul de Deschisco și de de YouTube România? Se vând conturi, frate, se vând conturi de Steam. Văd numai anunțuri de genul, vând cont de Steam, Global Elite pe CS, 20 de euro, sau vând cont de Steam cu VAC pe CSGO și GTA 5, de exemplu. Asta o să vezi cel mai des. Astăzi o să discutăm despre acest tip de tranzacții foarte, 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 să zic așa, foarte dubioase, pentru că, o să vă zic și de ce, nu puteți cumpăra un cont de Steam în condițiile în care Valve nu acceptă, nu percepe ca vânzarea de conturi să fie o chestie legală. Deci, în cazul în care, de exemplu, tu cumperi un cont și proprietarul original al contului dă un ticket la suport și demonstrează că a fost contul lui, pe cei de la Valve nu îi vor interesa niciodată că tu ai cumpărat contul ăla pe bani real. Nu scrie nicăieri în politica lor că poți cumpăra conturi. De ce să nu cumpărați conturi? Este foarte simplu. Voi știți contul meu de Steam foarte bine, da? Îl pot vinde cu 700 de euro lei. Îl pot vinde cu 700 de euro lei, da? Însă, ce nu știi tu este că dacă tu vii la mine și cumperi un cont de Steam gata făcut pe care eu am... pe care eu l-am creat și am plătit de pe el, eu pot oricând la orice oră, după ce am schimbat parola și am scos numărul de telefon, pot demonstra că acel cont de Steam mi-a aparținut. Și cei de la Steam o să-mi dea parola înapoi, indiferent dacă tu susții că l-ai cumpărat. Ei nu susțin un astfel de sistem. Deci când vă gândiți că cumpărați un cont de CSGO, gândiți-vă de mai multe ori, pentru că tu îl cumperi și el poate că-i dea recover la cont și că mai dea să mai facă chestia asta încă de 10 ori cu același cont, da? Deci niciodată nu o să fii 100% sigur că dacă cumpărați un cont de Steam gata făcut, acesta o să rămână la voi. La fel, nu știu cum puteți să vă așteptați ca după ce voi luați parola contului și așa mai departe,
vai acceptat că nu, că nu facă respectivul ticket, să spună, domne, mi-a furat contul, știi? Dovedește că el a plătit cu cardul mai de mult pe acest cont, ca un cod PS sau o cheie de activare a unui joc și uite așa își recuperează contul ca și cum nu l-ai fi cumpărat niciodată și îți fuge cu tot cu banii. Am văzut că mulți nu realizează chestia asta și încă merge chestia asta cu vândutul conturilor de Steam. Haide să vă dau eu un sfat. Pe exemplu, pot să pun un anunț. Vând cont de Steam cu o șichetă 520 de euro. Bun. Tu ce zici, mamă, iau ambele jocurile astea scumpe la prețul unui joc, da? Și te gândești că mai bine vii și-mi dai mie banii și-mi dau contul și schimb tu parola și tot. Nu! Pentru că oricât aș schimba eu parola, cardul meu de credit sau contul de PayPal rămâne înregistrat în baza de date Steam ca fiind utilizat mai devreme decât ai cumpărat un contul. Și atunci eu pot să-ți dau foarte ușor, după ce tu îmi dai banii la câteva zile, pot să-ți dau frumos un ticket la Steam să le spun să-mi dea înapoi parola și să schimb înapoi datele. Asta este cea mai ușoară metodă de scam pe care o puteți întâlni. Nu cumpărați contul pentru că nu este sigur. Conturile pe Steam sau conturile de Steam se pot recupera foarte ușor de către proprietarii de drept care au creat contul. De asemenea, am văzut tot pe un grup YouTube România foarte, foarte multe anunțuri de genul vând canal de YouTube cu 500.000 de abonați, vând canal de YouTube cu 5.000 de abonați, vând canal de YouTube cu 1.000 de abonați. Pe lângă faptul că se aplică aceeași poveste cu recuperatul contului, dacă proprietarul și la și l-a securizat bine, nu poți vinde un canal de YouTube. Nu poți vinde un canal de YouTube, nu poți vinde absolut nimic. Pentru că canalul de YouTube, dacă tu l-ai vândut și utilizatorii care s-au abonat pe ai 5.000 văd că e altă persoană, o să plece pur și simplu pentru că nu s-au abonat la acel canal pentru tine, cel care l-ai cumpărat. De asemenea, îți dă un prieten un canal, spune, am 1.000 de abonați, n-am ce să fac cu ei, sau am 700 de abonați, n-am ce să fac cu ei, ia-l tu și crește. Tu te duci și iei canalul și după aia te miri că nu ai activitate pe canal. Este absolut normal pentru că tu ai cumpărat canalul ăla de la o persoană care era cu totul diferită de tine. Deci, prin urmare, nu ai cum să atragi lumea de pe acel canal dacă tu nu ești omul pentru care ești abonat. Aveți mare grijă cu aceste conturi cumpărate și sfatul meu. Dacă vreți să vă cumpărați un CSGO, de exemplu, nu știu, zicem că sunteți fraie și acum fac bani de curiozitate că aș vrea să vedeți cum merge caramelul, da? Și ca proști aș băgat codul pe main, pe Steam unde aveați multe jocuri și așa mai departe. Este mai rentabil să creezi un cont de CSGO de la zero, dar deci creezi pur și simplu un cont de la zero, după care te duci, de exemplu, pe Insta Gaming, pe linkul din descriere pe care l-ai unde scrie ai jocuri ieftin și cumperi CSGO la prețul de 10 euro. O cheie de CSGO. După ce ai cumpărat cheia, te duci și creezi de la zero un cont de Steam nou și te activezi cheia acolo pe acel cont de Steam nou. Niciodată nu cumperi contul de Steam gata făcute. Sau să cumperi un cont de Steam doar pentru că nu știu, are Global Elite sau doar pentru că
Are să zicem 14 ani de când e făcut contul, 14 ani de experiență. Nu am făcut niciodată așa ceva. Asta este singurul cont pe care l-am avut de Steam, l-am creat eu de la zero până în 2012. Da? Și atunci, bine, nu l-am folosit un an de zile, dar el este creat din 2012. Bun, nu l-am folosit un an de zile, după aia când am vrut să-mi iau CSGO, m-am dus, mi-am cumpărat cheia de pe Computer Games, că atunci era, nu știam de Instant Gaming și de PC și astea. Am plătit cu SMS-ul că eram în criză, că n-aveam, eu n-aveam card, nu știam de PC și toți băieții aveau CSGO și eu n-aveam. Și atunci am plătit prin SMS. Bun, mi-am făcut contul de Steam cu un an în urmă, dar când mi-am dat cheia de CSGO, mi-am adus aminte, bă, eu am deja un cont de Steam, stai că eu l-am creat pe ăsta, eu îl folosesc tot pe ăsta. Pentru că de ce? Creind eu contul, am toate datele despre cont. Am cardul înregistrat acolo. Atenție! Cardul cu care aș cumpăra nu înseamnă cardul cu care aș cumpăra de pe Instant Gaming sau G2A, ci cardul cu care aș făcut tranzacții direct în Steam. De exemplu, ai băga 5 euro în Steam. Dar doar de acele carduri răspund cei de la Steam. Doar alea sunt în baza lor de date. Da? Deci de asta e bine să cumpărați și de pe Steam măcar o dată, să rămână acolo datele voastre la Valve. Eu am cumpărat și de pe Steam, dar foarte rar, pentru că n-am de ce să mai cumpăr de pe Steam când am prețuri mai bune în alte părți. Dar pentru că am cumpărat și de pe Steam, pot să mă duc să-mi recuperez contul, având în vedere că ei au datele contului meu acolo cu ce am plătit și cine a plătit și așa mai departe. De asemenea, nu cumpărați contul de Steam pentru că o să vă luați scam, cel mai probabil. O să vă schimbe absolut orice, o să vă ia banii și după aceea o să dea e-mail la suport, o să spună că le-a furat contul. Uite, cu cardul ăsta am plătit. Asta e e-mailul original al contului, dați-mi parola înapoi. Și cu asta va terminat orice afacere pe care ați crezut că ați făcut-o. Așa că aveți foarte mare grijă și nu cumpărați contul de Steam. Vă rog frumos. Nici nu vindeți pentru că și dacă vindeți și dați schemă, o să vă creați o reputație proastă și din punctul meu de vedere, chiar și pe internet, reputația unui om ar trebui să fie una curată și dreaptă. Pentru că internetul a început să devină din ce în ce mai mult parte din viața noastră. Aici facem bani, aici ne distrăm, aici ne cunoaștem și cine știe, poate în câțiva ani asta va deveni chiar viitorul. Vom avea case bagate pe internet și așa mai departe. Cam asta a fost clipul, vreau să vă anunț că nu cumpărați cont de Steam pentru că nu sunt sigure, Valve nu recunoaște această metodă de am cumpărat cont de Steam, nu există așa ceva. Pentru că de ce? Contul de Steam este gratuit pentru toată lumea. De ce ei nu percep de ce tu ai cumpărat un cont de Steam când poți să faci un cont de Steam și să-ți iei jocurile dorite de acolo. Dacă vrei să aveți un cont în siguranță, cumpărați odată un joc direct de pe Steam, chiar dacă e mai scump, cu cardul vostru sau cu PayPal-ul vostru și atunci o să rămână pentru totdeauna în baza de Steam că voi, înainte să fie schimbată parola, ați cumpărat prima oară cu acel card. Și atunci sunteți proprietar de drept al contului. Și chiar dacă îl vindeți, în ghilimele, îl puteți recupera pentru că Steam nu acceptă astfel de tranzacții între useri, cum e de exemplu cum ai lua un telefon la mâna a doua. Nu, aici nu merge așa.
Böyle kalmadık bir video klip olsa Nisus Kuketi bu şey bun Daha problem yok ama gündekçiler ki var Atraktif Yoğun foskiyo Buna da tabi tane takıda like Share, subscribe apı Kaşık lopo Pentru că hashtag canalul meu e mort. Eu am fost Kio, v-am lăsat cu outro-ul meu foarte, foarte șmecher și ne vedem la următorul videoclip. Vă rog, spuneți-mi părerea voastră despre ce am discutat în secțiunea de comentarii. Salut! Niciodată, vreodată n-o să-i prindă cineva, că sunt prea inteligent să-i agațe cu ceva. Niște hacker și vreo câțiva de la antiterorism, într-o zi au hotărât să uite de patriotism. Înainte să dispară, metodic după o listă, și-au distrus orice urmă din sistem, nu mai există. Au pus milioanele din carduri de pe net, în casete de